Salutare tuturor! Este o zi perfectă pentru pescuitul la știucă, o zi însorită, mă rog, perfectă pentru mine, deoarece nu voi sta în frig. Astăzi plecăm din nou la o partidă de pescuit la știucă pe râul Siret și sper să prind știucă un pic mai mare, pentru că de fiecare dată când am fost nu prea am prins cine știe ce monstru de știucă, însă astăzi am speranțe foarte mari, e destul de cald, voi sta până seara, este ora 10 aproape. Voi sta până la vreo 5, așa, după masa. De fapt, seara, că la 5 e întuneric aproape. Și sper să prind niște știucă. Voi pescui la peștișor viu. Dar hai să nu mă mai lungesc și să ajungem la locul de pescuit, să ne instalăm și după mai vorbim. Am ajuns la locul de pescuit. Este pentru prima dată când la marginea apei găsesc gheață, stați că am scăpat-o. Uitați-vă, gheață. Prima dată pe anul acesta, mă refer. Am întins trei undițe, una o mână ca să vă prezint cu ce pescuiesc. Aceeași metodă cu plută și peștișor viu. Uitați aici peștișorul. Folosesc cărășei pe care i-am cumpărat pentru că obletele este foarte mofturos și nu mă mai chinui decât să vin să întind patru undițe pentru știu că să nu prind niciun oblete și să mă enervez să mă duc acasă. Mai bine cumpăr cărășei și mă scutez de o treabă foarte, foarte dificilă. Așadar, am o plută pentru știucă, un plumb, dacă se vede bine, de 10 grame, o strună foarte fină și un peștișor viu, un cărășel. Uitați ce cărășel frumos, care ne va aduce o știucă. Stați că mă descurc foarte greu cu o singură mână, deoarece nu am o cameră foarte profesională, am un telefon. Să vă arăt cum plasez montura în apă. Pun aici lângă stuf. Așa. Perfect. Așa pun eu monturile lângă stuf, bate soarele foarte puternic acolo și aștept să vină știuca. Nu prea pare a fi o zi în care știuca mănâncă. Este deja ora 15 și eu nu am avut nici măcar un atac. De nou o zi foarte, foarte plictisitoare, fără activitate. Însă nu mă voi da bătut, rețineți că cel mai important lucru la pescuit este răbdarea. Dacă nu aveți răbdare, veți da de 2-3 ori și veți pleca acasă fără pește. Chiar dacă pleci fără pește acasă, important este să ai răbdare până la capăt, pentru că nu știi când vine surpriza. Soarele aproape că apune. Astăzi am avut o grămadă de răbdare cu știuca, însă m-a dezamăgit foarte mult. N-am avut nici măcar un atac. Data trecută am avut o partidă foarte scurtă și am reușit să prind două știuci. Astăzi am avut o partidă lungă, aproape o zi întreagă, dar nu am prins nici măcar o știucă. Bă, da, măcar să văd un atac ceva, să văd că pleacă o plută, că ia unță în apă, nimic. Nu voi renunța aici, mă voi duce acasă și mă voi pregăti mult mai bine pentru data viitoare. Mai stau un pic să văd poate prin ceva, deși nu prea mai cred, dar cine știe, poate am parte de o surpriză. În păcate nu am reușit să prind nimic, se lasă seara serios, mă voi duce acasă liniștit, măcar am încercat. Mulțumesc mult că ai ajuns până aici. Dacă ești aici, te rog să lași un like de încurajare pentru că am nevoie de acest lucru, altfel mă descurajez și nu mai fac niciun clip. Glumesc. Voi face clipuri în continuare, doar că astăzi sunt un pic dezamăgit că nu am prins nici măcar o știucă. Ne vedem data viitoare cu un nou episod și sper să prind pește. Hai, v-am pupat!